ceaiul care vindecă ficatul gras, cum se prepară și de ce ar trebui să bei o cană în fiecare zi anghinarea, aduce o mulțime de beneficii sănătății. Pe lângă protejarea ficatului, are un bogat conținut de inulină, substanța care îmbunătățește tranzitul intestinal, ajută la stimularea sistemului imunitar și crește asimilarea calciului și magneziului în organism. Anghinarea are proprietăți detoxifiantă și, totodată, stimulează secreția biliară datorită unor substanțe precum cearina. Partea comestibilă a plantei are o concentrație redusă a acestei substanțe, cea mai mare parte a ei găsindu-se în tulpină și în frunze. Infuzia din frunze de anghinare este cea mai eficace în stimularea ficatului. Polifenolii din anghinare sunt eficienți în lupta împotriva cancerului de ficat, provocând apoptoza celulelor canceroase ale ficatului. De asemenea, anghinarea scade nivelul de colesterol sintetizat de ficat, mobilizând grăsimile stocate în ficat și în alte țesuturi. Și trigliceridele sunt reduse prin acțiunea anghinarei. Cum se prepară adăugați 2-3 grame de anghinare mărunțită, se găsește la orice plafar sau farmacie cu produse naturiste, apoi turnați 200 de ml mele de apă fierbinte. Acoperiți cana o farfurie ceramică, curată. Așteptați 5 minus, 8 minute și apoi strecurați ceaiul. Este recomandat să-l consumați de două ori pe zi, înainte cu 15 minus, 20 de minute de prânz și 30 de minute înainte de cină. Ce este anghinarea? Planta numită anghinare este una dintre cele mai populare culturi comestibile din regiunea mediteraneană, cunoscută încă din timpuri străvechi pentru beneficiile sale pentru sănătate și proprietățile medicinale importante. Din punct de vedere botanic, anghinarea aparține familiei Asteraceae și genului Chinara. Numele științific al anghinarei este Chinara scolimis și este cultivată în special pentru solzii cărnoși a inflorescenței sale, dar și pentru receptaculii florali care sunt comestibili. Anghinarea este folosită în gastronomie, bulbul florii și în medicina naturistă, rădăcinile și frunzele de anghinare. Consumat în starea proaspătă, poate să trateze diareea cronică, diabetul, hemoroizii, vărsăturile și migrenele. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!